În perioada 3-4 octombrie, la Complexul Muzeal Iulian Antonescu s-a desfășurat Simpozionul Național Vasile Pârvan, manifestare culturală cu tradiție ce se apropie de granița jubiliară a celor 50 de ediții. Evenimentul dedicat lui Vasile Pârvan, considerat părintele arheologiei românești, reunește cercetători, muzeografi, profesori universitari, arheologi din Bacău și din toată țara, creând un mediu de dezbatere și dialog între generații. Programul a fost deschis de către Alin Popa, managerul Complexului Muzeal Iulian Antonescu, și a debutat cu lucrarea științifică Divina Pulcritudo, frumusețea împăratului în scrieri antice târzii, susținută de profesor universitar dr. Nelu Zugravu de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași, Facultatea de Istorie. Manifestare culturală de tradiție a Complexului Muzeal Iulian Antonescu, o manifestare culturală care se apropie de jubileul ei, o manifestare culturală care se află sub patronajul spiritual al celui care a fost părintele arheologiei românești, Vasile Pârvan. Am recompus aici o Românie la o scară mult diminuată, o Românie frumoasă, culturală, iubitoare de istorie, de trecut. Vorbindu-vă despre o problemă care e circumscrisă acestei preocupări, o problemă care ține de ideologia imperială, de metamorfozele pe care le-a suferit ideologia imperială în antichitatea târzie, despre frumusețea imperială, așa cum o întâlnim în scrierile antichității târzii, în special în biografii. Există un interes deosebit pentru, în continuare, pentru studiul biografiilor imperiale, pentru studiul biografiilor antichității târzii în general, din antichitatea târzii în general, și în mod deosebit pentru studiul biografiilor imperiale, atât ca gen literar, dar mai ales din perspectiva înțelegerii mai corecte a unor personalități pe care avem impresia că le știm foarte bine, mai ales astăzi când cultura populară, cum se spune, prin tot felul de filme, difuzează imagini ale unor suverani care sunt complet anapoda, iertați-mi termenul, mai puțin academic, sau sunt în contradicție cu ceea ce ne spun izvoarele, sau sunt exagerări a ceea ce ne spun izvoarele. Arhivele Naționale colaborează cu Complexul Muzeal lui Iulian Antonescu. La realizarea acestui simpozion au contribuit partenerii Asociația Generală a Arhiviștilor din România și Fundația Cultural-Științifică Iulian Antonescu, fără de care nu s-ar fi putut desfășura atât de bine activitățile, de care sperăm să se bucure toți invitații noștri. Participanții la simpozion vor susține lucrări pe secțiuni. A urmat lansarea anuarului Complexului Muzeal Iulian Antonescu Carpica și lansarea anuarului Arhivelor Naționale Bacău Acta Bacoviensia. Revista are o istorie strâns legată de evoluția instituției noastre. În 1968 apărea primul număr al acesteia la inițiativa celui care, din 1957, a fost primul director al Muzeului de Istorie din Bacău, cel care a pus bazele unei adevărate rețele muzeale în România, Iulian Antonescu. Inclusiv titlul revistei Carpica se datorează acestuia, fiind legat de prezența în zona unei importante comunități a dacilor liberi, carpi. De-a lungul timpului, Muzeul din Bacău a avut mai multe forme de organizare, trecând prin faza de muzeu regional, care în anii 60 ai secolului trecut cuprindea zone din actualele județe Bacău-Neamț și Vrancea, apoi Muzeul Județean și apoi Complexul Muzeal Județean în anii 90 ai secolului 20, fiind astăzi Complexul Muzeal Iulian Antonescu Bacău din 2003, ce cuprinde muzeele de arheologie, istorie, etnografie și artă. Arheologii și istoricii care au slujit această instituție de-a lungul timpului și-au făcut datoria de a se ocupa, a munci și a aduce spre tipar volumele revistei Carpica până la volumul de astăzi, care este de fapt rodul muncilor și al colegilor din Breaslă din toată țara. Astfel, după cei 56 de ani de la apariția primului volum, astăzi am ajuns la volumul 53 și considerăm că este o apariție editorială cu frecvență bună, având în vedere diversele schimbări instituționale din ultimele decenii. Anul acesta suntem la 19-a ediție a anuarului nostru, pe care îl publicăm strict din sponsorize. Neavând personalitate juridică
Arhivele Naționale Bacău, personalitatea o au Arhivele Naționale ale României. Nu avem buget, nu avem, dar avem oameni de calitate în județ, oameni firme care ne sprijină și chiar aș vrea să și nominalizez cei trei sponsori de anul acesta și din alți ani, au mai fost și alții, ori mai fi și alții pe viitor. Programul a cuprins și vernițarea expoziției de fotografie etnografică, locul unde s-a născut Pârvan. Nu Vasile Pârvan, atunci cine? Nu putea să fie decât Vasile Pârvan tema noastră, tema secției de etnografie. De fapt, aceasta este contribuția secției de etnografie la acest simpozion, care se cheamă Vasile Pârvan. Vasile Pârvan s-a născut în actualul județ Bacău, în partea care se numea de mult județul Tecuci, în comuna Huruiești, în satul Perchiu, într-o casă mică, din care n-a mai rămas mare lucru. Învățătorul Andrei Pârvan a ajuns, după ce a trecut în mod fraudulos prutul, copil fiind, 12 ani având, a ajuns la neamurile lui din satul vecin de peste prut, a făcut școala la Bârlad, a primit prima repartiție la noi, la Bacău, în actualul județ Bacău, la Perchiu Huruiești, apoi a și plecat pentru că el avea un obicei bun pentru ceilalți și foarte rău pentru familia lui. Asta însemna că atunci când venea un învățător mai amărât, dar de acolo, de-a locului, n-avea nicio problemă să părăsească, să plece, să-și lase locul. Și a mers așa din județ în județ, din comună în comună, practic având mai mult de 15 școli unde a predat, până a ajuns aproape de București. Acolo s-a pensionat și și-a lăsat soția, care era în vârstă, și-a lăsat fetele, care erau deja măritate, și a lăsat și băiatul care murise, adică Vasile Pârvan, care a murit în 1927. Și ca un pensionar care se respectă, s-a întors în satul lui natal, la Gotești, Basarabia, și și-a așteptat liniștit pensia, care nu venea niciodată, că era mare România, era mare. Și a încurajat mereu pe învățătorii plecați de aici să continue munca complicată, eroică, de conștientizare a românității acelui spațiu. Atât de intens a fost acea muncă încât atunci când a venit armata sovietică, armata roșie, în anii 40, prima familie persecutată, cea mai persecutată familie din Gotești și de lângă Cahul, a fost familia Pârvan. E vrea că e o mare familie, trebuie să le spun celor care ne vor vedea că jumătate din satul Gotești de lângă Cahul se numește Pârvan. E și frumos, știți, Pârvan înseamnă primul. E o formă împărătească, așa, de a numi pe cineva. De aici avem și noi numele Pârvu. Primului copil nu-i spunem David, sau ar trebui să-i spunem Pârvu. Pârvan a fost primul, cumva, în multe domenii și de asta expoziția noastră, care este o expoziție de etnografie contemporană, de fotografie etnografică contemporană, îl cinstește pe acest om, primul dintre noi, Vasile Pârvan. Comunicările științifice prezentate în cele două zile sunt repartizate pe secțiuni cuprinzând arheologie, istorie, personalități, muzeografie, istorie și arhivistică. La realizarea simpozionului au colaborat Asociația Arhiviștilor din România, filiala Bacău, și Fundația Cultural Științifică Iulian Antonescu, Bacău.